Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apelul 112 despre faptul că din scara unui bloc situat pe strada 9 mai din localitate a fost sustras un cărucior pentru copii. Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au constatat că în cursul zilei persoane necunoscute au sustras un cărucior pentru copii din proprietatea unei tinere de 26 de ani din localitate, pe care îl lăsase neasigurat la parterul scării blocului fiindu-i cauzat un prejudiciu de aproximativ 700 de lei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. În urma continuării cercetărilor, polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale au identificat o femeie de 43 de ani din Târgu Jiu, care a fost depistată pe strada 1 decembrie, având asupra sa căruciorul pentru copii. Prejudiciul cauzat a fost recuperat și predat persoanei vătămate. În cursul urmăririi penale a intervenit împăcarea părților.